Iar acum vreau să vă vorbesc despre un alt virus împotriva căruia, din păcate, încă nu există vaccin. HIV, dar datorită tratamentelor moderne se poate trăi fără probleme până la adânci bătrâneți. Pe 1 decembrie în toată lumea este marcată Ziua Mondială de Combatere a SIDA. Chiar dacă tratamentele permit persoanelor HIV pozitive să trăiască fără probleme și să fie parteneri sexuali siguri, oamenii continuă să moară din cauza SIDA. În 2018 în țara noastră au murit 283 de persoane, iar în 2019 224. În majoritatea cazurilor HIV este depistat la o etapă foarte târzie pentru că obișnuim să credem că HIV nu este despre mine. De aceea, în Moldova, jumătate dintre persoanele care trăiesc cu HIV nici măcar nu știu despre asta. Iată de ce, dacă vrei să trăiești mult și fericit și să fii responsabil față de partenerul tău sexual, trebuie să faci un test HIV. Durează doar 20 de minute, este gratuit și absolut confidențial. Testul poate fi făcut la policlinică sau la centrele organizațiilor specializate în servicii de prevenire HIV. În 2019, Republica Moldova a înregistrat peste 900 de cazuri noi de infectare cu HIV, iar până în octombrie 2020 erau înregistrate peste 500 de cazuri. Sexul neprotejat este cauza principală în majoritatea infectărilor noi, așa că fiți foarte atenți și protejați-vă! HIV nu se transmite prin săruturi, îmbrățișări sau prin strângerea mâinii. O persoană HIV pozitivă nu prezintă pericol nici măcar pentru partenerul său sexual, dacă ia tratament. Haideți împreună să avem grijă de sănătatea noastră și să nu discriminăm pe nimeni.